Salut tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este vineri, sunt foarte bucuroasă pentru că este vineri și mai bucuroasă pentru că mă duc într-o excursie la Bușteni, unde o să mă întâlnesc cu Cristina și Silvia. Cristina este fiica mea și are un canal de YouTube pe care nu știu dacă îl știți. Dacă nu îl știți, o să vă las linkul în bara cu descrieri. Este ora 6 fără un sfert. Am plecat de vreo 2 ore și am făcut mai puțin de 120 de kilometri, pentru că traficul este foarte, foarte aglomerat. Cred că până o să avem noi autostrăzi se termină benzina și o să ne oprim să mâncăm ceva. Aceasta este una dintre cele două camere ale apartamentului. Abia am ajuns și vreau să vă arăt înainte să facem dezordine peste tot cum arată. Un dulap, televizor, un copil și încă un copil acolo pe jos. Și eu, salut! Este la mansardă. Deci, între cele două camere este o baie. O baie obișnuită, nimic deosebit. Și asta este cealaltă cameră, cu o canapea care se trage, două fotolii și un balcon superb. Și un copil care trebuie să mănânce, dar nu prea are chef să mănânce. Are, dar n-are scaunel. N-are scaunel. Fără scaunul de copil nu poate să mănânce. Da? Dimineața. Este ora 8 dimineața. Sunt prima care m-am sculat, se pare, de aici, din pensiune. Am dormit bine. Vremea este foarte frumoasă, deși pe telefon mi-arată că sunt doar 7 grade. O să vă arăt cum se vede de pe balcon. O panoramă foarte frumoasă. Se vede crucea de pe Caraiman. Și așa arată balconul. Este mic. Două scaune și o măsuță. Cred că o să avem o zi foarte frumoasă. Să mergem până la Sinaia, la Peleș, dar încă nu ne-am hotărât. Vedem mai târziu ce facem. Deocamdată ne relaxăm. Sau să zicem că suntem cuprinși de lene, mai bine. Așa arată curtea pensiunii. Asta e intrarea principală, este plin de flori. Niște flori foarte frumoase. Iar aici este un loc pentru grătar. Și bradul acesta argintiu, care este foarte frumos. Ne-am hotărât să venim până la Peleș din simplul motiv că la Babele cred că e foarte mare coada la teleferic și Silvia nu are răbdare să stea o oră și jumătate să aștepte. Suntem în curtea Palatului Peleș sau Pelișor, nici nu știu exact unde suntem. Este foarte aglomerat, sunt foarte, foarte mulți turiști. Autocare din toate țările. Acesta e parcul.
ora 3 și ne-am apucat să facem grătare. De fapt, încă nu ne-am apucat pentru că nu avem cu ce să facem focul. Trebuie să găsim chibrituri prima dată, dar am cumpărat mici și carne. S-a încălzit foarte tare afară și facem puțină plajă în timp ce așteptăm să se facă jarul pentru grătare. Costă frigiderul pensiunii o mulțime de legume, de roșii, de dovlecei, de vinete și mă gândeam, oare cine vine aici să gătească? Când colo erau ale Cristinei, sunt ale noastre și o să le prăjim pe grătar și o să facem niște legume la grătar, care mie, drept să spun, nu prea plac. De fapt, mie nu prea îmi place nici să fac grătare și prefer să mănânc la o terasă, dar mă supun majorității. Și în afară de asta, Cristina ne-a spus că o să ne învețe, adică să mă învețe, să fac un fel de sos din Teleorman cu niște roșii coapte, cu papusă cu păr usturoi, pătrunjel și o să vă arăt și vouă cum se face și dacă ne place, o să-l fac și eu acasă. Cum numește sosul acela din Teleorman? Lutică. Și rețeta? Roșii coapte pe grătar. Facem roșiile pe grătar, le curățăm de pieliță. Da. Și le pisăm împreună cu usturoi și un pic de pătrunjel. Și sare. Ulei punem? Nu. Lutica asta e ceva care am descoperit de curând. Este specifică în Teleorman, eu așa am înțeles de la Vlad. Și este foarte bună cu preparatele de la grătar. Bineînțeles că și e mult ajuns să o faci când ai grătar, pentru că poți să coci roșiile. Și pui 3-4 roșii am pus aici. În principiu că am 2 căței de usturoi pe roșie, dar avem mai mulți căței, deci o să-i punem pe toți. Și pătrunjel, da. Deci cam așa arată plătica noastră. Lutica. Lutica, pardon, nu plătica. Plătica e altceva. Lutica. Lutica de Teleorman. Lucrurile arată din ce în ce mai bine și încep să-mi reconsider părerea legată de grătare. Gata, am ajuns în sfârșit să fie gata grătarele după 2 ore. Deci de asta v-am zis că prefer să mănânc la terasă. Și parcă văd că o să rămână o tonă de vase pentru spălat. Mi-a plăcut. Este exact cum așteptam. Are gust de roșii și de usturoi. Dacă o să mai fac, da, cred că o să mai fac pentru că se potrivește cu fritura. Dar cel mai mult mi-au plăcut ardei copți fără sos. Adică pur și simplu fripți pe grătar și fără sos acela de oțet și ulei. Așa simpli, doar curățați de coaja aia neagră arsă. Bun, acum am mâncat, toată lumea s-a dus la culcare, în afară de mine, care mai stau un pic și mai mă uit pe internet, stau puțin la soare și mă relaxez, e liniște. Am impresia că toată lumea doarme în bușteni la ora asta, deși e ora 5 după masa. Acum ce facem? Stăm la o poveste? Da. Este ora 8 seara și am ieșit la o plimbare prin oraș. Este cam aglomerat, dar este foarte plăcut. Ne-am oprit cu Silvia la parcul copiilor, s-a jucat în nisip, s-a dat pe topogan, pe trambulina elastică. I-a plăcut foarte mult.
E duminică, astăzi e ultima zi și o să plecăm acasă după masă. Este ora 8 dimineața, mi-am băut deja cafeaua, un Nes. Nes cafe 3 în 1, e destul de bun, mi-a plăcut, deși de obicei nu beau Nes, dar altceva nu am avut aici. Aseară a plouat, aseară pe la ora 10-10 și ceva a plouat destul de tare cu tunete și fulgere. Dar cum suntem la mansardă, a fost chiar plăcut cum se auzeau stropii de apă pe acoperiș. E frumos afară, e cald, termometrul mi-arată 14 grade și să vedem ce o să facem astăzi. Să vă arăt un pic și norii cum se văd pe vârful muntelui, foarte frumos se văd. E un peisaj splendid. Aceasta e imaginea pe care o văd din balcon. Nu degeaba îi spune vilei Belvedere, pentru că are priveliștea asta superbă. Se vede și crucea de pe Caraiman, nu știu dacă voi puteți să vedeți. Da, se vede. Micul dejun cred că o să fie doar niște cireșe, pentru că am mâncat ieri foarte multă carne, tot felul de grătare, de mici, de frigărui și parcă nu mai pot mânca altceva. Cursa la Sinaia s-a terminat aici. Au trecut foarte repede cele două zile, din păcate. Vlad a trebuit să plece acasă de ieri, așa că eu o să mă întorc cu trenul. Plec cu trenul din Sinaia, am trecut de nenumărate ori prin Sinaia, dar este prima oară când mă aflu pe acest peron. Mai am încă un sfert de oră până la plecarea trenului. Și fac 7 ore până acasă, mi se pare foarte mult. Noroc că am calculatorul la mine și sper să am timpul să am, dar sper să am și condiții să editez acest filmuleț ca să nu mă plictisesc foarte tare. Și da, zilele frumoase trec repede.